Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, la primăria Miroslava, stând de vorbă cu domnul primar Dan Niță. Bine v-am găsit, domnule primar. Bună ziua. Sărbătorile înseamnă și pentru dumneavoastră un festival al datinilor și știu că ați realizat acest lucru deja acum câteva zile. Cum în egală măsură ați finalizat și acel proiect turistic pe o investiție importantă, cum tot așa, ca bilanț spun, am asistat și la acel târg unde de fapt a spus la dispoziție spațiu, terenul, acel târg agricol. Toate acestea la un loc înseamnă pe rând câte o mică sărbătoare pentru agricultori, iată, pentru cei care de Crăciun se adună acasă la gura sobei. Deci, ideea a fost atât pentru organizare, prin organizarea târgului respectiv, cât și a centrului de informare turistică, să creăm o imagine corespunzătoare a comunei Miroslava. De asemenea, am făcut o documentație despre comuna Miroslava, care a costat destui bani și banii respectiv au venit de la comunitatea europeană. Iar ceea ce vrem noi să facem, să realizăm pe plan local păstrarea tradițiilor și celelalte activități, promovarea produselor turistice din zona Miroslavei, are mai multe aspecte. Una, pentru că noi locuitori din comuna Miroslava ne simțim bine atunci când ne întâlnim cu toții și ne distrăm. Al doilea motiv ar fi că o parte din produsele respective vin fel de fel de cetățeni care, cu ocazia sărbărilor pe care noi le-am organizat, au venit în comuna Miroslava și au văzut că aici se poate consuma, se poate produce ceva care este pe placul lor și pot să vină oricând ca să cumpere produsul respectiv. Au venit foarte mulți fermieri sau foarte mulți agricultori din toate zonele agricole ale țării și au văzut că pot să vină oricând la Miroslava pentru a vedea ceva nou și probabil că au mai fost și alte motive pentru de organizare pe care nu îmi vin acum în... Dar care pot fi punct de plecare pentru ceea ce se va întâmpla în 2016, 2015, 2016. Vedeți dumneavoastră, Miroslava este localitatea cu cea mai mare dezvoltare din județul Iași, cu o dezvoltare mai puternică decât a municipiului Iași chiar. Populația Miroslavei crește în fiecare an cu aproximativ 2000 de locuitori și cei care vin în comuna Miroslava nu vin, vin oameni cu potență financiară, vin oameni care, tineri, cu mulți, cu copii, sporul demografic este pozitiv. Noi, ceea ce facem acum, căutăm să dezvoltăm, să urbanizăm ceea ce avem la ora actuală în intravilan. Fiindcă, la asemenea dezvoltare, tot timpul apare o zonă de intravilan nouă. Și atunci se va rupe. Dacă noi tot mărim zona de intravilan, s-ar putea la un moment dat să fim neputincioși cu utilitățile din anumite zone. Așa că dacă acum le facem pe cele care sunt acum, le finalizăm, tot ce apare nou, suntem tot timpul dispuși sau pregătiți ca să realizăm utilitățile respective, astfel încât investitorul sau cel care vine în zona Miroslavei să aibă încredere, să știe că aici va avea tot ce este normal pentru un trai sau pentru o activitate economică corespunzătoare. Domnule primar, e sfârșit de an, noi ne-am obișnuit să venim cu colindul, ca să spunem așa, și pe la dumneavoastră pe acasă, înțelegând un interviu de sărbătoare, cel puțin. Dați-mi voie să vă provoc să faceți o urare, un gând și un cuvânt de speranță pentru anul viitor, care va fi un an, spuneați dumneavoastră, și mai important pentru activitatea comunei Miroslava. Eu sper că anul 2015 să fie un an mai bun decât anul 2014, an cu alegeri, an cu
presiuni politice multe. Sper să fie un an cu multe bucurii, cu împliniri peste așteptări. Sper ca o parte din atât noi cât și cei din locuitorii Comunei Miroslava să fim mai răbdători, mai raționali în tot ceea ce se întâmplă, pentru că nu se pot face toate lucrurile deodată. Eu le urez tuturor multă sănătate, fericire, un Crăciun cu multe bucurii și un an nou cu satisfacții și împliniri pe dorința fiecare. Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceas,